Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi invitata mea este Ana Maria Răducanu, o domnișoară senzațională care a învățat să trăiască pe principiul zero waste. Te salut, Ana Maria! Bună, Alexandra, și bună tuturor! Sunt sigură că avem telespectatori care habar nu au despre conceptul zero waste și de aceea o să te rog pe tine să ne explici puțin ce înseamnă să trăiești fără să lași resturi în urma ta. Este un țel spre care oamenii ca mine tind pentru a-și reduce deșeurile pe care le generează și impactul negativ pe care îl avem asupra mediului înconjurător din pricina obiceiurilor noastre de consum din societatea modernă. Asta implică, în primul rând, un stil de a face cumpărături care elimină plasticul de unică folosință și care încearcă să găsească alternative circulare de consum, adică produse în ambalaje reutilizabile, pentru a nu mai arunca deșeuri la gunoi. Tu ai lucrat foarte mult cu cifre. Știi cam cât gunoi generează o familie în medie pe an? Acum, la cald, nu am această informație, nu am Bun. ținut-o minte, din păcate. Nu este nicio problemă. Vă spun eu, foarte mult. Dacă mergem și ne uităm la pubelele care nu sunt îngropate, vedem munți de deșeuri. Unele dintre ele reciclabile, dar care nu au fost puse acolo unde trebuie, altele care nu au urme de uzură. Sunt deșeuri amestecate și sunt foarte multe gunoaie pe care oamenii, gunoaie ale unor oameni care ar putea deveni bogățiile altora. Când ai Aș vrea început? să Spune, te pot să rog. menționez ceva legat de Te ce ai rog, te rog, zis, te rog, de te rog. cele reciclabile care nu sunt aruncate unde trebuie. Este foarte important să învățăm că reciclarea nu este o soluție. Deși ni se comunică foarte mult și este foarte mare această campanie de să reciclăm și să aruncăm ambalajele la pubelele de reciclare, în ceea ce privește plasticul, realitatea este că aici există date pe care le știu că sunt aproape 2% din tot plasticul care a fost produs vreodată a putut fi reciclat, ceea ce este extrem de puțin, iar reciclarea plasticului în sine nu este la infinit, în sensul că plasticul are o durată de viață de reciclare de poți recicla un ambalaj de plastic doar de 3-4 ori. Și de fiecare dată când el este reciclat, se face în sistem downgrade, adică el își pierde din calități și scade valoarea sau calitatea produsului în care este reciclat și la finalul vieții oricărui ambalaj de plastic, el ajunge la groapa de gunoi sau la incinerator și de fapt asta înseamnă că ajunge în sol, în apă și în mediu toxic, se transformă în microplastic și de acolo ajunge în corpul nostru. Pentru că acum există cercetări care arată că avem microplastic în sânge și s-a descoperit microplastic în placenta femeilor însărcinate. Ceea ce ne arată că soluția este să stopăm consumul de plastic de unică folosință și să nu credem naiv că dacă vom continua să consumăm acele ambalaje de plastic și le punem la pubela de reciclare, ele dispar. Ele nu vor dispărea, ci continuă să fie un deșeu. Bun. Atunci, cum procedăm? Cum ne poți ajuta? Cum ne poți învăța să utilizăm mai puțin plastic? Nu spun deloc pentru că pasul ar fi foarte, foarte mare. Dar ce putem face concret pentru a începe să folosim mai puțin plastic? Sigur, pașii mici sunt foarte importanți și sunt pași mici care pot avea un impact foarte mare. Principala sau de unde pleacă schimbarea este din mindset, din modul în care noi gândim și să învățăm să înlocuim mentalitatea de consum de unică folosință cu o mentalitate de reutilizare sau de extinderea duratei de viață a produselor pe care noi le cumpărăm. Asta înseamnă că putem să avem soluții care înlocuiesc produsele pe care noi le cumpărăm în ambalaje de unică folosință cu produse care sunt reutilizabile. Exemple foarte simple, dar cu un impact foarte mare,
sunt cele care țin de consumul de apă, de exemplu. Ar fi minunat și impactul pe care l-am vedea este foarte mare dacă am încetat să mai cumpărăm apă la PET și am înlocui asta cu un filtru de apă acasă sau cu o cană filtrantă, sau am avea după noi această, unde se vede aici, o cană reutilizabilă, o sticlă reutilizabilă. Nu trebuie să fie special cumpărată, poate fi o sticlă de sticlă pe care o reumplem și consumăm, o avem după noi atunci când suntem în oraș sau suntem plecați și nu suntem nevoiți să cumpărăm de fiecare dată când avem nevoie. Un alt exemplu este sacoșa de cumpărături. Este un exemplu simplu și banal, dar a avea o sacoșă de pânză după noi sau o sacoșă de orice fel, că avem cu siguranță punga cu pungi acasă toți. Clar. Și dacă învățăm să o avem după noi, ca de fiecare dată când ieșim undeva să nu mai primim încă una nouă, facem pași în direcția asta și este un deșeu, un minus pe care îl creăm. Și aici la asta cu sacoșele e important să știm că și ceea ce este pe piață acum ca și ambalaje biodegradabile, acum la casă se pot da acele sacoșe verzi care mi se spun că sunt compostabile, că sunt mai prietenoase cu mediul, dar acela este un greenwashing, adică este o comunicare înșelătoare, pentru că ele nu sunt compostabile home compost, adică nu sunt compostabile în compostul de grădină sau într-un compost pe care oricine poate să-l facă acasă. Ele sunt compostabile doar în facilități industriale de compost pe care România nu le are. Deci România și nu colectăm acele deșeuri compostabile, deși avem o lege a compostului. Și atunci, inclusiv acea pungă ce ni se vinde ca fiind compostabilă și ok, ea ajunge să fie tot un deșeu de bioplastic și ajunge tot în natură. Deci contează și acea pungă reutilizabilă pe care putem să o avem la noi, ca să nu mai luăm nici acele pungi biodegradabile. Eu mărturisesc că am un stoc incredibil de pungi și punguțe și sacoșele foarte frumos colorate de care nu mă pot despărți și e o plăcere să le reutilizez. Deci cred că din punctul ăsta de vedere și eu, care obișnuiam să am o pungă mare cu pungi de plastic, sunt pe calea cea bună. Acele ambalaje le poți folosi sau un alt pas ulterior, apoi având asta, mergi în orice magazin sau în piață și poți să filtrezi produsele pe care le cumperi. La raionul de legume sunt acum câteva opțiuni fără plastic, majoritatea cu plastic. Încercând să alegem opțiunile care vin neambalate în plastic, din nou facem o diferență. Încercând să rugăm la casă doamna să ne pună măslinele în caserola noastră sau în borcanul nostru, să nu ne mai dea din nou o caserolă în aceea de plastic. Din nou, e altă soluție pe care putem să o facem. Încercând să căutăm variantele vrac ale produselor pe care le cumpărăm, din nou, putem să avem recipientul nostru în care mergem și luăm din nou și din nou și nu mai generăm încă o punguță, încă o caserolă, încă în ambalaj. Bun, sunt foarte multe supermarketuri în care mergi cu produsul la casă și ți este cântărit acolo. Cum se poate rezolva situația aceasta astfel încât să poți merge, de exemplu, cu borcanul tău de 800 de grame, să-ți pui acolo lintea și să nu întâmpim probleme la casa de marca? Te întreb pe tine pentru că sunt convinsă că tu deja te-ai întâlnit cu aceste probleme și ai soluții. Eu mi-aduc aminte când mergeam în supermarket și puteam să cumpăr așa, nu puneam în punga, adică legumele, le luam pur și simplu vrac și îmi punea eticheta direct pe măr sau îmi punea eticheta direct pe... Se uita un pic ciudat, dar îi trecea. Și pentru linte sau pentru leguminoase, chestiile acestea vrac, orică vin cu punga mea, orică iau punga lor, este o pungă pe care oricum o pun pe cântar. Nu cred că e o diferență foarte mare la gramaj ca să poată să... Și e o greutate pe care tu o plătești la casă. Deci nu schimbă, că e posibil să schimbe privirea de la casa a doamnei care se va mira de ce nu este în punga lor, însă da, nu am înțeles. Inconvenient. Deci e vorba de un pic de bunăvoință din partea oamenilor și atât. Exact. Bun, mai departe, ce mai putem face? Pașii aceștia mărunți. Specific pentru asta, eu recomand prima dată o
perioadă de observare. Că cine dorește să învețe despre asta, cel mai bun loc de unde poate să înceapă să facă asta este să-și observe obiceiurile de consum. Și recomand câteva zile, poate o săptămână, în care începem să fim mai atenți la ceea ce consumăm. Nu ne uităm cu judecată, nu ne uităm cu critică, nu ne uităm direct, trebuie să schimb totul, dar doar acest nivel de extra atenție. Ok, și mă uit, astăzi am comandat mâncare de acolo, a venit în ambalaj cu tare. Mâine mi s-a făcut poftă de nu știu ce, am cumpărat de pe drumul. Tot așa. Mă uit la finalul zilei în coșul meu de gunoi. Ce se întâmplă acolo? Ce ambalaje am? De unde vin? Mă uit cum arată baia mea? Ce ambalaje de plastic stau pe marginea căzii sau a dușului? Și după un timp în care facem acest exercițiu de observare, vom vedea că ni se trezește conștiința cumva, ne vine acel instinct de măi, dar poate aș putea să înlocuiesc asta, adică poate nu mai vreau să mai cumpăr. Văd în gunoiul meu, în cupela mea, că am multe ambalaje, nu știu, de la paste sau de la biscuiți. E vreo variantă pe care aș putea să o cumpăr care să nu vină în plastic? Și produs cu produs, așa se va întâmpla schimbarea. Cu fiecare produs la care găsim alternativă, le putem înlocui. Și multe deja sunt posibile, adică pentru ce înseamnă produse de consum de bază, avem alternative în variantă fără plastic, inclusiv la ce înseamnă produse de îngrijire personală sau produse de curățenie. Detergentul, de exemplu, detergentul de rufe, detergentul de vase, sunt surse mari de generare de ambalaje care sunt foarte poluante și putem să găsim acolo variantele fără plastic. Tu ai avut unul dintre primele magazine Zero Waste din România. A fost chiar primul sau unul din primele? A fost primul și este singurul din București și al treilea din țară. Primele două care au fost înaintea noastră deja s-au închis, din păcate. Însă, da, acum sunt undeva la 8-9 magazine în toată țara. Cine frecventează aceste magazine? Există o tipologie de clienți? Sunt destul de diferiți și asta ne bucură că e diversitate. Am observat că vin foarte multe familii cu copii mici, mici însemnând 3-4 ani sau până în 3-4 ani, pentru că îmi dau seama că ei sunt cei mai aproape de a fi preocupați de viitor. Și își pun această problemă de în ce lume va trăi copilul meu și încep să se educe despre asta și fac aceste schimbări. Sunt într-adevăr tinerii care ne frecventează, care sunt mai atenți și conștienți și devin tot mai informați despre asta. Și sunt și, spre bucuria și surprinderea mea, generația, nu știu, de vârsta mamei sau mai în vârstă, care vin cumva cu nostalgia sau cu amintirea de eu obișnuiam să fac asta. Adică acum nu foarte mult timp, acum o generație, era normal să nu ai atât de mult plastic în casă. Era normal să folosești o sacoșă când mergi la cumpărături. Era normal să-ți cumperi uleiul vrag. Și lor li se pare firesc și se întorc la asta cu bucurie și cu drag și cu acel înțeles că asta e bine să facem așa și sunt obișnuiți cu asta. Și cu bucurie, mai ales și pentru faptul că au de unde alege. Pentru că poate acum 30 de ani nu ar fi avut de unde să aleagă, nu ar fi avut o gamă atât de vastă de produse de tot felul. Într-adevăr, e un pic diferit față de acum 30 de ani. Ana Maria, spune-mi, te rog frumos, tu când ai început să conștientizezi această nevoie de a nu mai lăsa deșeuri în urma noastră? Da, eu am lucrat în educație 10 ani și nu eram atât de preocupată de mediu. Însă am ajuns într-un moment de burnout, de epuizare, în care am avut nevoie de o pauză. Și am plecat să locuiesc și să vizitez eco-village-uri. Eco-village-uri sunt comunități intenționale ecologice care există peste tot în lume și sunt microsocietăți în care oamenii și-au construit toată viața și toate sistemele lor sociale și economice bazate pe respectul față de natură.
De la modul în care ei își construiesc casa, de unde le vine mâncarea, de unde le vine apa, energia, cum își cresc copiii, cum sunt hainele lor, tot ce înseamnă un sistem al societății funcționale, este orientat spre a fi cu un impact asupra mediului cât mai redus. Și acolo am văzut, trăind acolo și vizitând atât de multe locuri în care asta este posibil, am văzut că se poate trăi într-o casă unde nu există coș de gunoi. Pentru mine asta a fost, da, atunci mi-a deschis așa foarte multe uși, foarte multe perspective și am început să mă interesez și să întreb și să învăț mai multe de ce fac ei asta, adică să văd care este motivația din spate și cu ocazia asta am început să văd problemele. Și am început să văd de fapt impactul pe care îl avem și de ce este relevant să avem un astfel de stil de viață. Când m-am întors în România după aceste călătorii, mi-a fost practic imposibil să mă întorc la stilul de viață obișnuit, ca să zic, de la noi din București. Și pentru că nu aveam niciun loc de unde aș fi putut să-mi fac cumpărăturile pentru nevoile de bază, am decis că e nevoie să existe un astfel de loc și să-l fac posibil. Cât de mare sau cât de mică a fost provocarea în momentul în care ai început să gândești, să concepi magazinul? N-aș zice că a fost foarte mare. Am plecat de la nevoile mele de consum. Am mapat ce este cel mai esențial, ce este mai important și acea a reprezentat principala bază de produse sau baza inițială de produse pe care le-am căutat. Apoi am plecat în Anglia, unde am lucrat timp de 2 ani ca să strâng banii pentru a face acest magazin. Nu aveam atunci resurse când am decis că vreau să fac asta și nu am vrut să mă împrumut sau nu am vrut să iau o finanțare de la o companie dubioasă sau am vrut să fie bani curați, adică era important să fie în acord cu valorile magazinului. Și în perioada în care am lucrat în Anglia, am ajuns și să lucrez am vizitat vreo 20 de magazine Zero Waste și la unele dintre ele am și lucrat, am și stat aproape, am vorbit cu fondatorii ca să învăț din problemele lor, provocările lor, mici detalii care fac diferența, să învăț sistemul, să învăț din abordare. Și cred că a fost, sau mie mi-a fost destul de ușor pentru că era motivația foarte puternică. În ceea ce privește aprovizionarea, ai întâmpinat dificultăți? Da, și încă avem, pentru că nu reușim să avem un lanț de distribuție complet fără plastic, așa cum ne-am dorit și cum este în acord cu practica Zero Waste. Însă am fost bucuroasă și să descoper că sunt anumiți furnizori care au fost dispuși să schimbe ambalajele pe care le aveau pentru a ne livra fără plastic. Un exemplu este furnizorul nostru de detergenți, care este preferatul nostru, să spun așa, pentru că îndeplinește toate criteriile noastre. Este o firmă locală, foarte apropiată de București, o familie mică, un business mic de familie, foarte pasionați. Produsele pe care le fac sunt foarte bune calitativ, sunt ecologice, sunt din ingrediente naturale, nu poluează solul, apa și nici pe noi ca oameni. Și ei ni le vând în sistem circular de ambalaje, adică le aduc la noi niște bidoane, iar noi după ce le golim, le dăm bidoane înapoi și le reumplu și le refolosesc. Deci avem zero deșeu produs pe tot lanțul de distribuție. Asta ar fi ideal să se întâmple cu toți furnizorii. Bun, detergentul este doar un produs, dar sunt o grămadă de produse pe care noi le folosim zi de zi sau săptămână de săptămână. Pe ce zonă a fost cel mai greu să acoperi aprovizionarea? Ce tip de produse? Deși e acoperit acum, adică avem acele produse, dar ele nu îndeplinesc toate criteriile noastre, ca să spun așa. Și anume este gama de alimente, încă, din păcate, pentru că o bună parte din ele încă sunt importate. Ideal le-am avea local, însă nu am reușit să găsim multe produse de bază, ca să spun așa, linte, năut, orez sau condimente. Nu avem chili sau scorțișoară sau încă în România în producție și probabil unele dintre ele nu le vom avea niciodată. Însă de aici
Sunt unele pe care am putea să le avem din România, însă nu le găsim certificate ecologic. Și avem acest compromis, ori le cumpărăm local, ori le cumpărăm certificat ecologic. Și aici încă lucrăm să îmbunătățim distribuția. Foarte mulți oameni se gândesc că e scump să trăiești eco. Li se pare că doar cei care au un anumit nivel de venituri sau cei dintr-o zonă exclusivistă își pot permite să trăiască sănătos. Spune-ne, te rog, că nu e așa. Nu e așa. Mulțumesc. Și vă spun eu, dar vă spune și o cercetare care a fost făcută de Bea Johnson, cea care a popularizat termenul zero waste. Ea are o familie cu 4 membri și a făcut această analiză, a comparat stilul ei de viață înainte de a folosi cumpărăturile zero waste și a arătat că din momentul în care ea a trecut la a cumpăra zero waste și a avea aceste obiceiuri de consum, cheltuielile ei lunare, cheltuielile familiei ei au scăzut cu 40%. Deci un stil de viață zero waste, din momentul în care începi să-l practici, îți reduce consumul și are logică de ce se întâmplă asta. Pentru că unul, începi să cumperi fix cât ai nevoie. Nu mai cumperi un kilogram de orez care îți stă în debara nu știu cât timp până ajungi să-l gătești pe tot. Cumperi cât ai nevoie. Dacă ai nevoie 300 de grame, cumperi 300 de grame. Absolut la toate produsele se poate întâmpla asta. Apoi se înlocuiește această mentalitate de unică folosință cu această idee de reutilizare și sunt anumite produse pe care poți renunța la a le mai cumpăra pentru că ai cumpărat acel produs care e reutilizabil. Un exemplu este absorbantul reutilizabil sau cupa menstruală, pentru că foarte multe femei au această cheltuială lunară pentru a-și acoperi această nevoie. Și atunci, investind într-un produs reutilizabil, e o cheltuială făcută o singură dată, care apoi dispare efectiv din buget. Și sunt mai multe astfel de produse care ne scot din bugetul recurent anumite cheltuieli. Iar noi avem la casă de multe ori această reacție. Oamenii când vin prima dată și fac niște cumpărături, eu am auzit și colega mea de asemenea, când le spunem costul total, reacția este doar atât? Asta și pentru că noi vrem să facem acest stil de viață accesibil, iar marja noastră de profit, de adaos comercial ca al magazinului, este foarte mică. Noi am păstrat prețurile la prețul pieței și produsele noastre nu sunt mai scumpe decât în altă parte, iar atunci când cumperi fix cât ai nevoie, plătești mult mai puțin. Și oamenii sunt surprinși că doar atât costă. Românul în general, români suntem, are nevoia aceasta de a fi în siguranță, de a avea o mică rezervă. N-ai chef să ieși din casă, să ai cu ce să faci mâncare două zile totuși. Și este peste această nevoie de a te simți în siguranță și de a avea rezerve și pornirea aceea, cumpărăturile compulsive, vezi ceva și vrei să ai. Schimbarea de mentalitate, când începe să se producă? Aici sunt două lucruri. Unu, și oamenii care vin la noi la cumpărături vin și își fac aprovizionarea mai mare, ca să spun așa. Avem oameni care vin o dată pe lună la cumpărături și își cumpără stocul cât au nevoie. Dar aici intervine această self-awareness, știi, această conștiință de sine și această cunoaștere de sine de cât am nevoie versus hai să fie acolo ca să știu. Pentru că acel hai să fie acolo de cele mai multe ori rezultă în a fi risipă alimentară. Și din punctul de vedere al risipei alimentare, aici sunt date care arată că 30% din mâncarea pe care noi o cumpărăm de fapt ajunge la gunoi. Și a învăța cât avem nevoie este a cumpăra atât și nu doar asta, ci și a folosi tot ceea ce am cumpărat pentru a nu mai arunca la gunoi. Asta este un aspect. Al doilea este că, apropo de acele cumpărături impulsive,
vine din nou în acord cu a ne cunoaște un pic mai bine, pentru că ceea ce se întâmplă cu toate reclamele de pe stradă și toate magazinele și tot ceea ce ne invită cumva să cumpărăm, este un joc psihologic până la urmă, care sunt niște, ca niște cârlige care se leagă de slăbiciunile noastre. Iar slăbiciunile de cele mai multe ori sunt stări emoționale pe care le avem și pe care avem nevoie să le gestionăm. Iar modelul consumerist ne spune: dacă o să cumperi ciocolata asta, o să te simți mai bine. Dacă o să cumperi fardul ăsta, o să fii mai frumoasă. Dacă... Și cumva exploatează slăbiciunile pe care le avem și ne împing să consumăm mereu mai mult cu această iluzie de fericire. Este o fericire temporară și oamenii care lucrează cu ei și care sunt dispuși să crească ca și oameni încep să își dezvolte un alt tip de fericire. Și este această conectare cumva cu sinele și cu natura pentru a înțelege că fericirea vine din altceva, nu din a mânca încă înghețată sau a cincea înghețată. Sunt niște exemple poate exagerate, dar așa funcționează mecanismul acesta de cumpărare din impuls. Și atunci când reușim să avem această conștientizare de sine, putem să avem și tăria interioară, să ne dăm seama că unu, stările pe care le avem și cele negative pot fi procesate și altfel, nu prin acest consum. Și doi, da, există posibilitatea să fim fericiți și împliniți prin alte căi mult mai de termen lung decât această stare de bine temporar. Care era vibe-ul în comunitățile acelea Zero Waste în care ai fost, în satele sustenabile? Vibe-ul... Oamenii ți s-au părut mai deschiși, mai zâmbitori, mai mulțumiți decât ceea ce vezi pe stradă? Asta aș putea să zic simplu da, în sensul pentru că trăiesc mult mai aproape de natură și asta ne schimbă starea, vrem, nu vrem. Adică și să nu vrem, dar dacă stăm o zi în natură versus să stăm o zi în centrul intersecției dintr-un oraș aglomerat, avem altă stare de spirit, nu trebuie să facem niciun efort. Și atunci de aici ei au acest avantaj prin simplu fapt că nu stau într-o metropolă super aglomerată. Iar apoi, cred că sunt multe lucruri pe care le fac ei intențional, care le crește această stare de bine sau cumva liniște pe care o au prin lucruri precum a fi mai conectați cu o anumită comunitate sau a avea un grup apropiat și a lega niște relații profunde care, din nou, ajută la a aduce împlinire și nu simt nevoia să consume foarte mult pentru că le împlinesc acele nevoi de bază, relațiile pe care le au, conectarea cu natura. Dar sunt și ei oameni, adică nu idealizez acele locuri, nu mi se par că sunt oaze rupte din rai. Au și ei provocările lor și conflictele lor și tot ce ține cumva de limitările noastre ca oameni. Exact. Însă, exact. Însă au această motivație de îmbunătățire constantă și sunt conștienți de impactul pe care îl au și vor să se îmbunătățească. Când se întâmplă greșeli sau se întâmplă conflicte, am văzut acolo o mai mare deschidere și disponibilitate la a rezolva problema, la a lucra cu asta și în primul rând la a lucra cu sinele. Este mult această atenție de îmbunătățirea propriei conștiințe. Din punct de vedere geografic, unde sunt mai concentrate aceste populații? Unde e mai ușor să trăiești zero waste? Cred că cel mai ușor să trăiești zero waste este într-un eco-village în acest moment, dar sunt și țări din Europa sau orașe urbane, metropole, care au implementat mult din asta în logistica lor. Eu am locuit destul de mult în Anglia și acolo sunt foarte multe. Primele care au apărut în Germania și acolo au crescut destul de mult. Recent am fost în Spania și am văzut din nou și sistemul lor de colectare, cum colectare în sensul de că ei colectează și materia organică. Pe mine asta mă interesează într-un oraș dacă se face această colectare și se întâmplă compostarea ei, nu colectarea de plastică. Am menționat că nu contează asta.
Deci, da, sunt orașe urbane mari unde devine tot mai ușor să trăim așa. În România ar fi fezabil un astfel de ecovillage? Eu cred că da și asta e ce mă motivează să fac. Eu îmi doresc să trăiesc într-un ecovillage pe termen lung și îmi doresc să fie în România. Aș fi putut foarte bine să mă mut în cel din India, unde am stat cel mai mult, sau în oricare din Europa unde mi-a plăcut. Dar simt că natura pe care noi o avem aici este încă foarte neafectată comparat cu alte țări și cred că are nevoie să fie protejată și păstrată așa. Și un ecovillage aici este, da, e ceea ce îmi doresc să fac. Magazinul e un pas din acest drum pe termenul lung de proiectul meu de viață, cum îl numesc. Bun. Ce-ar presupune? Să spunem, uite, tu te hotărăști, spui gata, vreau să încep eu să creez, vreau să fiu primăriță în ecovillage-ul meu. De cine ai avea nevoie să te ajute? De câți oameni care au aceeași pasiune ca și tine? Un ecovillage începe cu 3 oameni. Noi am început să, noi, când zic noi, mă refer la magazin, am început să facem niște evenimente, se numesc taberele trai, în care avem un experiment social pentru practica într-un ecovillage, așa l-am numit, și anume se întâmplă în iulie, venim și punem în practică lucrurile pe care le-am învățat eu în ecovillage și cam un sistem de viață, da, ce ar însemna să ne facem mâncarea, ce ar însemna cum ar arăta o zi, învățăm lucruri despre gestionarea conflictului sau managementul grupului, de comunicare, toate lucrurile acestea de relaționare, ca să vedem și să cunoaștem alți oameni cărora li s-ar potrivi sau ar vrea să încerce să facă asta. Și în felul ăsta să ne creăm un pic rețeaua și conexiunile cu oamenii. Asta contează cel mai mult, a avea oamenii care sunt pregătiți să experimenteze. Pentru că un ecovillage este un experiment. Toate ecovillage-urile în care am fost, nu este niciunul care zice așa se întâmplă lucrurile de la A la B la C și asta este tot. Nu, pentru că un ecovillage este de fapt un alt tip de societate despre care nimeni nu ne-a învățat cum se face. Tot ce suntem învățați să facem este modelul capitalist, cel puțin în generația mea. Și atunci ieșim din această paradigmă și vrem să facem altfel, dar acest altfel, generația mea nu are repere despre cum arată. Atunci începem să învățăm singuri ce... Bine, nu învățăm singuri pentru că avem experiențele de 10 de ani ale acestor ecovillage care ne spun, uite de fapt care sunt toate arile în care trebuie să te uiți, uite anumiți pași. Dar da, când venim împreună, ne uităm la ei și începem să-i practicăm. Așa că zic că ăsta este primul pas, a ne conecta cu acești oameni care sunt interesați și a veni împreună în aceste spații de experiment și de practică ca să vedem pe pielea noastră dacă ne place sau nu. Voi cam cât timp petreceți în tabără împreună? Ultimele 2 ediții au fost de 10 zile. Anul acesta vom face o ediție de 5 zile și încă mă gândesc dacă refacem varianta de 10 zile sau nu. Eu sunt un pic mai ocupată perioada asta decât anul trecut și atunci încă nu am disponibilitatea asta. Ai observat creșteri sau ale numărului de participanți sau persoane care sunt interesate, care au adus și alte persoane, a crescut grupul? Da. Da, interesul este tot mai mare pentru subiect și pentru stilul ăsta de viață. Cred că anul trecut am fost un pic, fiind cumva prima vară post-pandemică în care s-a dat liber așa la multe, oamenii au fost foarte liberi și au avut foarte multe oportunități să aleagă din toate părțile și au fost foarte multe evenimente de genul acesta. Adică sunt mai multe locuri în țară în care se încearcă asta. Nu i-aș numi neapărat ecovillage, dar în direcția asta de comunitate intențională. Și atunci, dacă pun cap la cap toate locurile în care s-au întâmplat toate aceste evenimente, e o creștere mare. Dacă ar fi acum să mergi într-o școală,
Să zicem ciclul primar, pentru că e mai ușor să lucrez cu copilașii de 7-10 ani. Care ar fi primele sfaturi pe care le-ai oferi acestor copii, adaptate la nivelul lor, astfel încât să le trezești un picuț mințile și să încerci să-i întorci așa cu fața către natură și către respectul pentru natură? Este o întrebare foarte, foarte bună, mai ales pentru că la noi în magazin vin copii de vârsta asta pe care tu spui și vin cu părinții și sunt invitați să-și pună singuri, adică vin și își pun singuri cerealele pentru micul dejun și au singuri biscuiții. Primele lucruri pe care le-am auzit de la copiii din magazin este un băiețel care mica lui mi-a povestit o situație care i s-a întâmplat la grădiniță când doamna educatoare le-a adus nu știu ce bomboane sau așa și le-a dat. El a zis nu, eu nu pot să iau pentru că sunt ambalate în plastic și noi în casă nu avem plastic, nu aducem plastic. El a învățat deja acest prim pas din Zero Waste, care este refuză să aduci plastic în casă. Poate e un caz rar, dar îmi dă încredere că se poate copiii să învețe să discearnă diferitele tipuri de ambalaj și atunci să știe și să recunoască plastic. Ok, plastic, eu prefer să nu-l iau acasă. Și dacă pot să simtă textura lui sau poate să-l recunoască și să știe că ok, materialul acesta nu este, eu nu vreau să am de-a face cu el, e un prim pas foarte bun. Al doilea pentru ei mi se pare foarte important să iasă în natură cât mai mult. Din păcate, mai ales trăind în mediile urbane, suntem foarte deconectați de natură și rupți de ea cu toate simțurile noastre. Și atunci, pentru copii mai ales, e foarte important să petreacă timp în natură, explorând în pădure sau în parcuri sau cu această libertate de a explora și de a simți și de a fi acolo cu aer curat și cu picioarele pe pământ, pentru că asta în sine îi învață și nu doar atât, se trezește dragostea față de natură. Și când se trezește asta, restul vine de la sine, pentru că începem să ne simțim parte din natură și copiii cu atât mai mult au această deschidere să poată să vadă copacul și să-l vadă nu ca pe un beneficiu pentru profit, cum este în sistemul capitalist, unde un copac are valoare doar dacă este tăiat și transformat în ceva. Și poate să vadă copacul și să-l aprecieze și să simtă acest drag și conexiune cu el și să înțeleagă de ce nu e bine de fapt să mai tăiem copacii în ritmul alarmant în care o facem. Sau la fel cu apele, când merge și vede un lac sau un râu plin de plastic, se va trezi în el această dorință de nu e ok, uite că de fapt n-ar trebui să fie așa. Și asta ne dă foarte mult motivație și asta e parte și din motivația mea, acest simț de conexiune cu natura și de recunoștință pentru toate beneficiile pe care ni le dă și toată starea de bine pe care o avem atunci când suntem în natură și se trezește dorința de a proteja asta. De curiozitate, în cadrul săptămânii verzi de la școală a venit vreo clasă la voi în magazin? Au venit foarte multe și din păcate mai multe decât am fi avut noi capacitate să gestionăm. Da, și au fost fericiți cu ce s-a întâmplat și ce au avut acolo. Poate pentru anul viitor vom fi și noi mai bine pregătiți și ei. Acum a fost așa. Noi suntem două persoane în magazin și a fost primul an, prima experiență. Da, am fost un pic luate pe sus. Ana Maria, îți mulțumim tare, tare mult că ne-ai oferit astăzi din timpul tău și că ne-ai ajutat practic cu sfaturi despre cum putem proceda noi pentru a consuma cât mai puțin plastic și a lăsa cât mai puține urme în spatele nostru. Îți mulțumim tare! Cu mare drag, să ne fie de folos tuturor! Să ne fie!